Chișinău și cerem și ambasadei de la București, pentru că de fapt e același spațiu, spațiul limbii române, să ia atitudine și să spună clar care este poziția față de aceste afirmații, care este poziția față de viitorul comun a celor două state românești. Avem români și pe o parte și pe alta a Prutului. Fără regiunea transnistreană sunt 80% etnici români în Republica Moldova. Nu putem să-i abandonăm și aliatul nostru, Statele Unite ale Americii, nu ne poate cere să ne abandonăm frații. N-am făcut-o nici înainte și nu o vom face nici acum, pentru că tot ce-i românesc nu piere și pentru că istoricii noștri și înaintașii noștri ne-au învățat altceva. Ne-au învățat că Basarabia este România și ne-au învățat istoria adevărată. De asta suntem aici și vreau să anunțăm prin intermediul vostru și vă mulțumesc că sunteți astăzi atât de mulți aici.